Deschiderea oficială a campionatului european de caiac canoe pentru junior și tineret, cea mai importantă competiție derulată în prezent în țara noastră, a avut loc aseară în piața Vasile Mile. Au fost prezente foarte multe personalități, cum ar fi Gabriela Sabo, ministru al tineretului și sportului, Alin Petrache, președintele Comitetului Olimpic Român, Carmen Tocală, secretar de stat pe probleme de sport în cadrul MTS, vicepreședintele Federației Europene de Caiac Canoe, slovacul Javier Miroslav, ministru al tineretului și sportului din Republica Moldova, Loreta Handrabura, Florin Tecău, președintele Consiliului Județean Argeș, prefectul Mihai Oprescu, precum și ministrul Economiei Andrei Gerea. Nu este de aici de acolo ca România să organizeze campionatele europene de junior și de tineret sub 23 de ani. A fost un efort comun, așa că țin tare mult să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, în primul rând comitetului de organizare, voluntarilor și tuturor celor care au pus umărul ca organizarea să iasă impecabil. Așa că eu le spun sportivilor din Europa, bine au venit în Argeș, bine au venit în România și cel mai bun dintre ei să câștige, pentru că va fi o competiție destul de dificilă. Pentru că aici veți vedea bazele sau pepinierile fiecărei federații din Europa pentru Olimpiada din 2020-2024. Ceremonia a început cu defilarea celor 35 de delegații participante, o parte din oficialități vorbind despre această competiție organizată în țara noastră după aproximativ 50 de ani. De altfel, în România se dorește atragerea cât mai multor competiții de anvergură, indiferent de sport. Important este să achesăm cu toții, important este ca de fiecare dată când avem nevoie și avem asemenea competiții și am atras asemenea competiții în România, dumneavoastră să ne ajutați, să ne popularizați, pentru că, așa cum a spus și doamna ministru, important este pentru viitorul nostru, care viitor îl definim pe copii și junior, acești copii și acești juniori au nevoie de exemple. Exemple pe care le-am avut, avem aceste 302 medalii olimpice, ele sunt ca niște icoane pentru copiii noștri și în continuare avem nevoie de ei pentru a dezvolta sportul în România. La această ediție a campionatului european de caiac canoe pentru junior și tineret, România va fi reprezentată de peste 50 de sportivi. Competiția propriu-zisă a început astăzi, urmând ca sâmbătă și duminică să aibă loc finalele.